De 14 ani de zile, Comuna Batoș își serbează simbolul, mărul, și în 2015, Primăria și Consiliul Local au pus la cale un eveniment de amploare dedicat producției agricole și localnicilor. După ce sâmbătă au avut loc competiții sportive, ziua de duminică a fost dedicată dezvelirii unui monument al eroilor, premierii producătorilor agricoli și organizării unui spectacol de muzică și dansuri populare. Fiecare sat al comunei are câte o sărbătoare, iar înaintea ei, administrația locală realizează investiții importante pentru comunitate. Consiliul Local ne-a obișnuit pe lângă sărbătoarea mărului să mai facă ceva. Vă amintiți că într-un an s-a dezvelit statuia mare lui savant Ion Ionescu de la Prad, în alt an am deschis muzeul și iată că astăzi suntem aici în fața acestei troițe care cinstește memoria eroilor din toate timpurile și din toate locurile. Pe lângă faptul că am dezvelit un monument al eroilor, lucru consider eu necesar în fiecare localitate din țara asta și mi-aș dori ca fiecare primar în localitățile unde sunt organizatori și administratori până în 2018 să facă treaba asta, să existe un monument al eroilor. Am făcut și noi aici, am premiat totodată, neavând veterani de război, văduvele veteranilor de război, am premiat cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, iar la ora asta se desfășoară pe scena din curtea școlii un program folcloric cu dansuri, cântece populare românești, săsești, ungurești, țigănești și Ciprian și Mihaela Istrate, precum și Vasilică Ceterașul din Maramureș, mult așteptat de către locuitorii Comunei Batoș. La eveniment au fost prezente oficialități locale și județene care au felicitat primarul și consilierii locali pentru investițiile și activitățile pe care le organizează pentru localnici. Eu consider Batoșul ca și o comună care aparține Reghinului în sens administrativ, putem spune, pentru că suntem participanți la toate evenimentele și îl admir pe acest primar care în fiecare an dezvelește un monument, inaugurează o școală, un cămin sau orice își dorește pentru comunitate, inclusiv se ocupă de continuarea lucrărilor la bisericile din localitățile care aparțin Comunei Batoș. Chiar dacă afară a fost îngrozitor pentru că bătea vântul și era foarte, foarte frig, evenimentul a fost o reușită și l-admir pe Dinu că se vede că este și tânăr, are foarte multă voință, putere și o echipă trăznet cu care face lucruri minunate. Este a 14-a ediție a Festivalului Mărului, dar totodată s-a dezvelit acest monument dedicat eroilor neamului, tuturor eroilor neamului românesc, pentru că așa cum spune și poezia, eroi au fost, eroi sunt încă, eroi vor fi cât neamul românesc. De aceea, instituția prefectului, prin mine, am dorit să participăm la acest eveniment și să onorăm eroii neamului românesc. Pentru că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial și a fost declarat prin hotărâre de guvern ca fiind anul veteranului de război, consider că este un lucru demn și deosebit de frumos din partea primăriei și a Consiliului Local și a domnului primar să onoreze eroii neamului românesc. Particip cu mare plăcere în fiecare an, de fapt, la acest festival al mărului. El se leagă de faptul că în vară, când am participat la DEDRAD, la inaugurarea, la dezvelirea monumentului eroilor, primarul a făcut o promisiune, care astăzi văd că s-a materializat prin construirea unui nou monument și în comuna Batoș. Îl felicit încă o dată pe această cale și cu această ocazie, iar legat de sărbătoarea tradițională din Batoș a mărului, îmi pare rău că timpul n-a ținut cu noi, dar pentru acest motiv, totuși, lumea a fost prezentă în număr destul de mare și a suportat cu stoicism intemperiile vremii. Participanții la sărbătoarea mărului au putut admira și cumpăra din produsele agricole obținute de fermierii locali.
Astăzi, cu bucurie, putem spune că sărbătorim mărul, strugurele, vinul, legumele, zarzavaturile, miarea de albine, sucul din miere sau multe alte astfel de produse care specific și menționez că sunt mult mai bune decât oricare din produsele de pe rafturile supermarketurilor. Sunt tradiționale, sunt românești și sănătoase. Astăzi putem spune într-adevăr că este o zi a recoltei, nu numai a mărului. Și ne bucurăm că de la an la an se dezvoltă tot mai tare și trebuie să amintesc aici și crescătorii de animale care n-au lipsit nici ei cu ceaoanele, cu tocăniță. Fiecare a pus la ceaun un miel, un berbec, un ied, ce au avut fiecare. Spectacolul organizat la Scena în aer liber s-a bucurat de participarea mai multor grupuri folclorice din comună, dar și de tineri soliști din zonă care au întreținut atmosfera.